Cine e nenea asta urât? Salutare, first player! Asta este Demogorgonul, sau Demogorgonul, din Stranger Things. Personaj jucabil în Dead by Daylight. Hai că am început bine, fix lângă poarta aici. Ok, l-am luat ca să văd ce abilități are. Și văd că are două. Ce tropă e! Și ce gheară urâtă are, Dumnezeule! Ia uite, văd mișcare în față. Mi-am cumpărat recent niște unități de alea aurii, currency de ăla, și l-am cheltuit ca să deblochez niște personaje. Și l-am deblocat pe ăla din Scream. Ia uite el aici. Mamă, n-a nimerit pe nimeni. Bă, dar pe nimeni. House. Oare fi destul de tupeiști încât să se întoarcă din nou? Ia oare ce face abilitatea asta? Opa! Opa! Cum se trece așa pe lângă mine? Mamă! Unde a dispărut? Bă, dar nu mai... Zici că personajul ăsta își dă tripuri singur. Ia să le stricăm noi treaba. Țin să vă zic că nu prea-mi place personajul ăsta, că se mișcă încet și... Abilitatea mi se pare stupidă. What's this goo? Să punem niște goo de ăsta aici. Un portal. Ok. Bănuiesc că sunt ca niște capcane pe care le punea personajul ăla cu crenguțe. Și pot să mă teleportez la ele odată ce fac ăștia prostii. I mean, I guess so. Încă învățăm, de-aia ne numim First Play, abia am deblocat personajul. Și vă aștept să-mi dați sfaturi despre cum se joacă mai bine cu Demogorgonul ăsta. Opa, au deblocat încă un de ăla. I-am văzut, joacă în echipă. Ia uite, ia uite ce avem noi aici. Unde te-ai dus, mă? Mă, pe cineva tot trebuie să prind. Așa. Acum am lașa în față, serios. Încă una? Păi, deci nesimțită. Dacă m-am lasă încă una, e oficial cel mai tupeist personaj. Ce-a fost asta, frate? A alunecat pe ea și după aia mi-a lăsat-o în față. Foarte ciudat. A luat-o în dreapta sau în stânga? Nu știu. Ce țeapă mi-am luat. Băi, și-o lovise, mă. Uite-o, mă. Mamă, la fix. Deci la marele fix. Sări, 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 sări. Așa, păcărlig, păcărlig. Hai să punem și o capcană de aia, dar nu mi s-a încărcat încă abilitatea. Aș mai pune un portal aici, dar... Nu mă lasă. Cam random portalurile astea. Chiar nu înțeleg ce trebuie să fac cu chestia asta. În fine, încă un generator reparat. Măcar să stricăm. Opa! Traces of blood. Se duce să o scape pe aia. Ia uite-l. Ia uite-l, ia uite-l, ia uite-l.
Acum. Acum. Programatorule. Bă, dar s-a dus la naiba în partea cealaltă. Ia să te luăm pe sus. Treci la murat, la macerat, la marinat. Shit. Tot aici. Vezi să nu-i corona, că faci schimb de sânge cu fata aia. E, pe tine cine te va mai salva? Ăștia își fac de cap în față, nicio treabă. Am văzut niște urme de sânge pe aici. Bă, dar chiar așa cu tupeu? Nu spune că l-a și scos pe ăla, că refuz să cred asta. L-a și scos de pe cârlig? Incredibil. Ia uite unde e omul. Sus pe combina. Da, mă, coboară, mă, uite, nu mă lasă. Nu mă lasă să cobor de aici. Ce bug infect. Cum ajung eu la ala să dau în el? Cum ne-a ajung eu la ala să dau în el? Bine, acum cum îl iau de acolo? Ce ciudat. Așa. Trebuie să facem pe naiba în patru ca să îi pescuim pe ăștia. Bă, deci vă dați seama că ăsta știa harta de s-a pus acolo să stea în felul ăla, incomod? Tot aici. Aha, indeed. Ia stai, mă, să bântuim pe lângă el. Poate vine vreo idee să-l scape. Exits are powered. Hai, mă, care ești tare pe aici? Să ne gorgonim. Băi, măcar unul s-o omor și eu. Nu mă înțeleg deloc cu personajul ăsta. A, deci eu pot să pun portaluri acum și să ies din ele. A, am înțeles. Ia uite-l pe moș. Unde-i mămușul? Nu pot să cred. Nu pot să cred. Cum naiba? Cum ai ieșit de acolo, frate? Băi, ești nebun? Hai, iau-o, iau. Mamă, deci nu pot să cred. Oare pot să o iau? Nu. Au fugit toți. Deci nivelul ăsta a fost super trișare din partea lor. N-a jucat deloc bine cu personajul ăsta. Au fugit toți. Da, nu mă înțeleg cu Demogorgonul deloc. Bă, da, deloc, deloc, deloc. Nu e genul meu de personaj. Deloc. Am un Brutality, Deviousness Hunter, Sacrifice. Am luat și o 10.000. Și mi-a scăzut unul la rank. Foarte nasol. Ce am învățat din chestia asta cu Demogorgonul? Că poți să pui portaluri și să călătorești prin ele. Doar că nu mi se pare foarte comod și foarte util. Ia să citim ce scrie aici. The Abyss. Press and hold la to fully charge and activate of the Abyss. Toți survivorii într-o proximitate vor fi indicați de Killer Instinct. Shred. Ăsta îl știu. Și Portals. Open a portal in the ground in front of you. Poți să călătorești între portaluri. Da, dar mie treaba asta nu mi se pare. A, și pot fi și blocate. Meh. Hai să mai dăm un match. Here we go again. Cu Demogorgonul din nou la treabă.
M-am prins cum să joc cu el. Trebuie să pun portaluri și să ies prin ele. Dar în același timp, nu e genul meu de joc. Nu, eu nu joc așa de obicei. Mi-e plac abilitățile astea care mă fac să mă ascund, să mă camuflez, să vin de nicăieri. Să dau unii tare. Opa. I see blood. But where is it going? Aud sunete. Ia uite. Bă, deci după urechi l-am prins pe ăsta. Cum n-ai bă ajuns tocmai acolo, frate? Asta e de la care alargă în zigzag, că e purele. Unde e, frate? Mamă, i-a zdrângănit trusa aia. Hai că am început bine. Niciun generator făcut până acum. Și deja un omuleț pe cârlig. E și asta amintire. Și mai au și pe astea. Da, știu, n-ai voie să campezi, să-i lovești, nu e ok. Am înțeles că puterea pe care am activat-o acum îmi arată unde sunt ăia. Și văd că ar fi în față. Sigur o să fie salvată la după cârlig. Ce lăbuțe are Demogorgonul ăsta? Așa. Acum să încercăm să reglăm camera. Mă sperie mereu portalul ăla pe care mi se propune să-l pun, pentru că îmi dă senzația că ar fi un personaj aproape de mine. Ia uite ce aleagă omuleții. Ohoho, il y a plusieurs de tracks care au dispărut. Cel mai enervant când găsești urme de supraviețuitori e că nu știi dacă ele vin sau se duc. Ce ai făcut, bă? Bă, și te vindecai, bă. Bă, erai pe drumul cel bun, aveai o zi fericită, viața părea frumoasă, soarele ți-a surâs azi. Și am venit eu. Dacă eram eu în locul gamerului ăstuia, aș fi zis, bă, ăsta are ceva cu mine. Adevărat? Ok, one down, three to go. Și nici ăla nu-i foarte down. Că la Odic ar putea să scape. Să-l ajute alții. Hopa. I see blood. Uite, uite aici. Unde n-ai baduce sângele ăsta, frate? Aha. Au reparat și unul în sfârșit. Șocă cam prost ăștia. Abia unul. Ăla e păducă între timp, cărlic. Dacă scapă, mare minune. Nu pot să cred. Deci nu-mi spuneți că l-au scos pe ăla de cărlic când mai avea la viață foarte puțin. Ia uite, ia uite, ia uite ce avem noi aici. Este omul cel rănit. Bă, dar n-ai noroc azi deloc, frate. Bă, incredibil. Dacă nici acum nu moare... Ce avem noi aici? Gata. Acum întrebare, unde și el alții? Hai să activăm puterea aia de sus, care nu știu ce face.
Nu o să mă vedeți pe mine că mă joc cu portaluri. Nu-s genul. Să stau, să le pun, să plănuiesc. E prea random jocul pentru treaba asta. Să mă țin eu minte unde mi-am pus portalul. Să mi-l sigileze ăia, mai rău. Nope. Ia uite cine se ascunde. Doamna cu trusa. Era să o ratez, era să ratez butonul de apăsare. Uite cum alergă, mă. Cineva i-a învățat pe ăștia că dacă alerge așa în zigzag, știți voi. Sau dacă vii spre killer. Asta e. Mai pățăști. Să ai două personaje cu truse medicale, îngrijorător. Mă îngrijorează teribil. Hei! Ia! Nice tits, girl! Keep the change, you filthy animal. Ce face abilitatea asta, frate? Au reparat încă unul porci. O să o dea jos pe aia de pe cârlig. Sunt sigur de asta. Așa că hai să mergem spre ea. Deja au dat-o jos. Ia uite. Aha. Da, da. Vezi să nu. Mamă, fix prin ea am dat. Mamă, cât de repede poate să alerge personajul ăla. Unde e? Ah, uite. Șontăc, șontăc. Acum cred că aici o să se bage undeva sau o să... Așa. Sărmă odată. Crawling, crawling. Rasta man. Mamă, sunt departe de cârlige. Shit. Hai, încă puțin, încă puțin. Tu ne-ai mai fost pe cârlige până acum. Așa că, get used to it. Sunt curios dacă o să vină personajul la rănit să o salveze. Dar văd că nu mai e rănit. S-a vindecat. Deci asta e abilitatea specială. Pot să fac un salt din ăla mare. Am înțeles. Facem dansul victoriei pe aici. Mamă, dar stăm până mâine până scade viața. E un avantaj ușor nedrept. Față de Survivor. Ia să mai dăm un cuțit. Aici stau. Deci aici stau până... este răpusă. Acum a început să îngurașe gluma. Hai mă, nu ajută nimeni. Chiar așa? Suflete căinoase? Până la urmă, regulamentul DBD ziceți că n-ai voie să stai în jurul omului care e pe cârlig sau... sau să lovești când e pe cârlig. Te poate da afară din joc sau ceva? Maybe I just like to watch them in pain. Ia uite, ia uite, ia uite. Vezi ce ai făcut? Acum o să treci tu în locul ei. Și o să o prind și pe aia, stai liniștit.
Și unde ești, mă? Unde s-o fi dus? Ne mai lipsește un personaj de la numărătoare. Am pus două fete pe cârlig, ăla e mort și care e celălalt personaj? Asta mă intrigă pe mine. Nu o să te ajute nimeni. Nu o să te ajute nimeni. Păi da, aia săraca mai avea puțin și o mâncau bâzdâcii. O mânca entitatea. Reactoare n-ați reparat, generatoare. Hai încă puțin. Ia asta de la mine. Hai încă puțin, încă puțin. Gata. Yes. Acum se vânăm pe fraierii alții. Vezi, dacă nu mă complic cu tot felul de portaluri și alte porcării, pot să stau liniștit să mă concentrez pe ce fac mai bine. Nu e genul meu de personaj și Demogorgon ăsta. Mai degrabă, până acum, din tot ce am jucat, The Wraith e genul meu. Să stau invizibil, să mă demaschez în ultima clipă, să înceapă goana, ăla e stilul meu. The Hatch. The Hatch, The Hatch, The Hatch. God damn it, ce să zic. Sper să nu găsesc hatch-ul. Doi sunt morți, doi sunt vii. Una era rănită, s-a vindecat. Foarte tăcuți ăștia, nu prea au greșit foarte multe generatoare de-astea. Acum ar trebui să alerge, să mișune, să caute locația hatch-ului. Dacă o găsesc eu primul, pot să o și închid. Sau pot să pun un portal acolo. Mi s-a întâmplat odată să sară unul în fața mea. Prin hatch. Păi unde o să fii, mă? Fantastic. Devine boring chestia asta. Asta a fost o misiune boring. N-a fost exciting. Dau și ăștia ghinion și... În continuare nimic, nimic, nimic. În sfârșit, un semn de viață. Mamă, săraca nici măcar umbla la generator. Ce ca se vindece. Fantastică viteză are fata asta. Și a dispărut. Deci efectiv a dispărut. Și acum iar stau 1000 de ani să o caut. Țeapă. Parcă am văzut pe cineva pe aici. Umbrele îmi joacă feste.
Unde e fascinant că acel al patrulea personaj nu l-am găsit deloc. Nu ne-am intersectat deloc pe harta asta. Mereu cu acești trei oameni. Este un alt stil de jucător ăsta. E stilul ăla precaut, tiptil, timid. Vedeți, nici urme de sânge nu prea am găsit, pentru că au mers în crouch, cred. Hai mă, băieți, mă. Faceți gameplay-ul de râs. Ce nasole că te și păcălesc aburii ăștia. Ți pare că e un craniu, un cap de personaj. Și au avut și ghinion că n-au găsit hatch-ul până acum. Naiba știu unde l-au pus ăștia. Oficial, cel mai plictisitor gameplay de până acum. Cu Dead by Daylight. E cineva pe aici. Ia uite-o. Dacă mai scapă și acum dau quit. Bă, deci cum? Deci cum? Deci cum, mă, cum? Nu, deci nu, 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 nu. În sfârșit, s-a făcut dreptate. Poate o să apară și acel al patrulea personaj. Care a stat în umbră până acum. Mor de curiozitate. Mă, lasă-mă, mă. Aaa, de fapt asta n-a mai fost. Deci cred că sunt două personaje la fel. Sunt două fete cu pantaloni roșii. Interesant. Să vedem cine te scapă. Deja merge mai bine decât gameplay-ul trecut. Mult mai bine. Partea proastă e că e posibil să fugă prin hatch. Că rămâne ăla singur. Ăla sau aia. Opa! A devenit stresant. Mi-a mirosit puterea pe ea. Mama! S-a sinucis. Cred că a dat chestia aia să scape. Chestia ca un gamble. Acum, dacă ultimul personaj găsește hatch-ul, s-a terminat nivelul. Deci două generatoare sau hatch. Și-a fugit. Ăsta a fost gameplay-ul cel mai boring de departe din tot ce am făcut eu până acum în Dead by Daylight. Uite ce scor mic am față de ăla care a fugit. Era o tanti negresă. Aia care a fugit. Ok. Brutality, Deviousness, Hunter și Sacrifice. Am progresat, am luat niște XP. Tot nu-mi place Demogorgonul. Nu îmi place. Am deblocat noi abilități. Dar eu o să rămân la The Wraith. El e pe stilul meu. Cam atât la first play. Sper că v-a plăcut gameplay-ul. Că mie nu prea. Am aici 1535 de unități de alea. De, cum ne zice, Auric Cells. Pot să mai cumpăr încă niște personaje. Până acum am deblocat killerii ăștia. Pe asta nu o să o deblochez că nu-i genul meu. Asta e destul de mișto, mi-a plăcut. Asta mă tentează foarte mult, sunt curios. Evident, The Pig, mai este și Mike Myers.
Runners nu-mi place. The Hack, sunt curios. În fine, o să vedeți în episodul următoare. Cam atât la First Play. Pa, 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 pa.